Polițiștii și procurorii prahoveni au reușit arestarea a două persoane acuzate de dare de mită către un agent din cadrul Poliției Municipiului Ploiești. Aceștia au promis suma de 1.000 de euro polițistului care anchetase în 2009 o infracțiune de violare de domiciliu și tâlhărie. Cum unul dintre infractorii din acest caz, care de altfel se și sustrăseseră urmăririi penale, era fratele unuia dintre cei doi bărbați, aceștia au încercat să obțină de la polițist promisiunea că îl va scoate basma curată. Polițistul care a fost abordat în acest sens a formulat un denunț la parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, s-a format o echipă operativă și în mai puțin de 3 ore cei doi inculpați au fost prinși în flagrant în timp ce încercau să ofere suma de 1.000 de lei din suma de 1.000 de euro pe care o promiseseră inițial. Să discute cu băiețașul ăla și cu el. Fratele lui a zis că e la domnul polițist. Și? Atât, altceva nimic. Trebuia să-i oferiți ceva? Nu. Haideți un pic încoace. Ce bani ăștia la domnul polițist? Grantul s-a realizat chiar în curtea unei unități de poliție din municipiul Ploiești. Iată un aspect care poate să reliefeze gravitatea deosebită a faptei comise de inculpați prin curajul de care aceștia au dat dovadă. Nu e nu am dat niciun scop, nici scop, nici nimica. Ce scop i-ați oferit acești bani, domnule? Eu nu am oferit domnul procuror nimic, domnul polițist. Da, mulțumesc. Băgați-ne înăuntru. Următorul. Haideți el aici. Cât despre cei trei bărbați anchetați pentru violarea de domiciliu, aceștia au fost și ei prinși și arestați pentru ceea ce au făcut anul trecut în mai. Că cei trei suspecți au pătruns fără drept în locuința părții vătămate. De fapt și de drept, aceștia au susținut că doresc să efectueze lucrări la instalația de canalizare, au pătruns în locuință și prin violență au sustras mai multe bunuri în valoare de 3.500 de euro. Pentru bărbații vinovați de dare de mită, Tribunalul Prahova a emis un mandat de arestare pentru 29 de zile. Ei riscă între 6 luni și 7 ani de închisoare. Cât despre ceilalți trei acuzați de violare de domiciliu și tâlhărie, judecătoria Ploiești a decis ca aceștia să petreacă deocamdată o lună în arestul poliției.